Stimă și respect tuturor, astăzi vom răspunde la videoclipul creatorului de conținut AwakeTuber, OGB Wood vs. Classic Nefrit pe Sam, clip la care nu m-aș fi așteptat vreodată, însă, dacă tot e să fie, de ce să nu dăm un răspuns? Știu că am mai dat unul pe live, fiind cumva presat de tot chat-ul, pe tot parcursul live-ului am fost presat cumva pe chat, fă clip, fă reacție, fă nu știu ce, fă nu știu cum, nu știam exact despre ce este vorba, nu am urmărit, eram în timpul live-ului, eu credeam că efectiv a postat un clip în care a menționat 30 de secunde despre serverul meu, despre OGB Hood sau despre mine, ceva clasic cumva făcut de dânsul, însă nu m-aș fi așteptat vreodată să fac un clip dedicat. Dar o să vedeți imediat despre ce este vorba. Dacă considerați că mă lungesc prea mult, dați pe 1.25 sau 1.5x astfel încât să meargă ceva mai repede videoclipul. Vreau să fiu clar și vreau să vă zic încă de la început. Scopul acestui videoclip nu este să denigrez pe cineva, nu este să dau cu hate în cineva. Efectiv este un răspuns în urma videoclipului postat de dânsul. Și tot ce vă rog eu din suflet, în primul rând, dacă vă respectați pe voi și dacă ne respectați pe noi, pe mine, pe el, pe oricine, nu mergeți să ziceți absolut nimic, nu mergeți să dați cu hate, nu mergeți să înjurați, asta e foarte grav. N-are sens, suntem în 2024, în urma unui clip nu poți să mergi la cineva să înjuri. Chiar dacă din partea cealaltă au venit o grămadă de băieți care m-au înjurat de morți, de familie, de tot ce înseamnă chestii personale, cumva nu aveau de ce să se ducă în zona asta. Puteau să-mi zică de server că e praf, puteau să zică de mine că sunt praf, că sunt nu știu ce pe YouTube, nu știu ce. Au dat în unele zone în care cumva nu și-aveau locuri, însă nu pot să zic că mă deranjează, era de așteptat. Tot ce vă roagă fratele este să nu vă duceți să ziceți nimic de rău. Dacă nu aveți ceva bun de zis, mai bine tăceți, dacă aveți ceva bun de zis, cu mare drag vă încurajez să mergeți să o faceți. Bun, acum, plecând de la premiza, după cum vedeți, clipul ăsta este cu facecam, o să încerc să fie cât mai freestyle posibil, nu am niciun not pe deschis, nu am nimic, nu este cu script, nu este cu nimic, uite, o să vă arăt și ce notepad că avem, ce notepad avem aici pe dreapta, cu sugestii, cu nebunel, să nu credeți, îl și închid, hai să închid și ăsta ca să nu ziceți că citesc de pe aici, să nu ziceți că am script. Am preferat să fac un clip pe față, un clip bărbătesc, în care vă zic clar și concret ce am în cap, cumva un update al lucrurilor spuse pe live, pentru că pe live aveam 2 șprițuri la bord, asta nu este o scuză, însă a fost o chestie pe grabă. Dacă domnul meu și-a făcut script și a preferat să aducă alte persoane în clip în care își puneau părerile, nu a putut să aibă efectiv părerea lui. Deși chiar dacă a fost un clip în care s-a victimizat, nu știu cine începe un beef pe Samp în 2024 sau nu știu cine începe un beef în care efectiv se victimizează și el e victima, nu el e atacatorul. Însă dacă vreți să o jucăm așa, o jucăm până la capăt, eu o să fiu cât pot de sincer în continuare și să vă zic exact părerea mea. Plec de la premiza că domnul AwakeTuber Awake este emblema Sampului românesc. Dacă nu exista el în această lume, cu siguranță Sampul nu ajunge aici. Și vă zic o chestie foarte relevantă, cel puțin pentru mine. Omul ăsta m-a inspirat enorm. Eu am plecat fanul lui fiind la drum acum 7 ani sau 8 ani, habar n-am cât au trecut 7 ani. Am plecat la drum uitându-mă la videoclipurile lui, plăcându-mi enorm de el, de felul în care se joacă, de caterinca lui din perioada respectivă, deși e tristut probabil că i-a rămas aceeași caterincă, însă plec de la premiza că am fost fanul lui, mi-a plăcut enorm de el, îmi doream să mă joc cu el, m-am jucat pe serverul lui, pe Ruby Nefrit la început, de acolo a plecat totul, cumva a însemnat cumva foarte mult pentru mine, poate dacă, repet, poate dacă nu era el, nu veneam pe drumul ăsta al Sampului sau poate nu mă apucam de YouTube. A fost o inspirație, domnule Dănăcică, dacă tu ești la clip, eu nu pot decât să-ți mulțumesc că am făcut și un efort, am călcat cămașa, din respect, din finețe, deși sunteți mai mare decât mine ca și vârstă, prefer să, nu cu mult, dar prefer să vă respect. Hai să dăm drumul la clip pentru că avem ceva timp de când vorbesc pe lângă, deci nu cu hate, vreau să fim cât mai onești, cât mai fair și cât mai la obiect. Bun. Clasic, o să-mi pun căștile, clipul începe destul de amuzant, însă vreau să-l ascultați și vreau să-l vedeți. Vă rog din suflet, dacă vreți să urmăriți clipul, plecați și voi și dați un like, pentru că chiar ajută la algoritm, ajută la toate chestiile astea. Nu mie, dați la domnul, că s-a chinuit cineva să-l editeze, refuz să cred că el, pentru că el de când face YouTube de 7, 8, 9, 10 ani, nu prea și-a editat niciodată clipurile, acum a preferat să vină de nicăieri cu un clip editat, dar asta e fair. E în regulă. A preferat să-și dedice ceva mai mult timp. Probabil nu prea i-a plăcut cum au prins ultimele două clipuri și a zis să vină cu ceva nou. Salut. Cu ceva ieșit din tipare și văd că
poate biful ăsta ajută lumea sample-ului. De-aia și prefer să răspund că poate ce se întâmplă acum vă ajută să deschideți ochii și poate vă redă vibe-ul ăla de sample. Atât pe OGB cât și pe NFT și pe orice vreți voi. Bun, începe clipul cu un băiat pe care nu-l cunosc exact din istoria sample-ului, nu știu ce, am înțeles, Ștefan. Salut, Ștefane. O să dăm mai tare să auzim, sper să auziți și pe clip să fie tot în regulă. Foarte greu să crezi. O să muncești 1000 de ore, nu să ai chestii pokemoneală. Stai. Aici se referea, repet, o să vă las să ascultați ca să înțelegeți firul, dar am vorbit eu peste. Haideți să ascultăm din nou. Salut, în deschisele clasic de sample, care o să fie foarte greu să crezi. O să muncești 1000 de ore, nu să ai chestii pokemoneală. Stai. Ok. Dar cumva vrei tu să cumperi geanta asta premium la doar 25 de lei? Oh my god. Bun, deci hai să începem clar. Ideea este în felul următor, acest băiat se referă la faptul că eu am zis că deschidem un server clasic, nu știu ce, repet, motoul serverului este clasic, dar nu vanilla, este pe stilul vechi, este pe muncă multă, serverul pe care am reușit să-l fac, este pe, e pe greutate, e pe vechi, dar nu în totalitate, de aia motoul este clasic, dar nu vanilla. Și el se referă că, bă, că ai pus 25 de lei o jantă, ca idee, 10 puncte premium înseamnă 1 euro, cea mai scumpă jantă, după cum vedeți, e 20 de euro, nu o să editez chestiile astea, o să le las, o să încerc să fie un videoclip cât mai freestyle, repet, nu cu script, nu cu milogeale, nu cu nu știu ce, pe față, tată. Cea mai scumpă jantă este 20 de puncte premium, echivalentul a 2 euro, adică 10 lei. Bun, aceste puncte premium, aceste sume de puncte premium pot fi obținute extrem de ușor și din joc, din realizări, din get gift și alte chestii. 20 de puncte premium le obții cu siguranță, aveți cuvântul meu de onoare că, nu știu să vă explic, într-o săptămână faceți 20 de puncte premium, lejer. Ca idee, aceste jante pot fi achiziționate, adică erau echivalentul a jantelor VIP de pe alte servere. Deci cumva e balansată treaba. Bun, trecând peste, Caterinca treaba cu janta, ce a făcut băiețelul, nu știu ce. Bun, înțeleg și lui Dănăcică inserția din clip cu acest băiat, e Caterinca de început. Continuăm. N-am făcut un astfel de clip de la Abdelink încoace, dar având în vedere numărul foarte mare al clipurilor dedicate și al hate-ului pe care l-am luat când eram la pământ și când era greu. Bun. Ăsta este un thumbnail clickbait și un titlu clickbait. Știți că eu nu sunt mândru de chestiile astea, că am obișnuit mereu să fac astfel de titluri mai catchy, mai nu știu ce. Cumva m-au ajutat enorm, dar nu sunt în totalitate mândru de ele. Însă el se victimizează destul de mult și exagerează destul de mult, dar haideți să-l ascultăm. Eu, după cum vedeți aici, simt și eu nevoia acum să vin și eu cu un clip, o părere de-a mea, pur și simplu un dodo cu hate. Cu hate ai atunci când nu ai argumente și când nu spui nimic, okay. Cum ar fi să înjuri sau pur și simplu să îți bați joc. Acum ceva timp făcusem un straw poll pe live când lucram la serverul de SAM Classic și m-am întrebat dacă vreți să fac server de SAM cu Radu. Treaba era că, din punctul meu de vedere, nu există. Îmi pare rău că vă pun pauză, plecând de la premiza, că am mai văzut comentarii de genul că a deschis el server și gata, băiatul, te-ai trezit și tu să faci clip, să faci server. Deci, în afara faptului că ideea asta am avut-o de mult, a venit era RPG cu ideea că își face server nou. Nu a fost o chestie extrem de relevantă pentru mine la momentul respectiv. După care am venit și eu cu ideea că fac server nou și a venit și el cu ideea că face server nou. Însă nu știu care dintre noi a fost mai înainte sau mai după sau cine a anunțat, cine n-a anunțat. Cert este faptul că el a dat drumul la brațe mai repede pentru că eu am preferat să mă focusez și pe ce mai aveam pe lângă. Și pe, am încercat cumva înainte să deschid serverul ăsta OG să trag cât mai mult și cât pot de mult de serverul rpg.bihu.ro, serverul cu care ne-am dezvoltat enorm pe parcursul timpului. Nu am reușit în totalitate pentru că mi-am dat seama cumva viziunea atât de mult la serverul ăla nu mai este, însă am încercat să ne focusăm, nu am zis că bă, mamă ce idee bună, mă bag în momentul ăsta să deschid, pentru că dacă se întâmpla asta, probabil reușeam să deschidem până pe 30 martie serverul, cu mult înaintea altora. Și repet, ideea nu a fost a lui, nu a venit el cu ideea aceasta revoluționară, mie mi-a venit ideea de pe un server de Meta în 2009, când mi-am dat seama că merge ceva pe vechi. Dar era a venit ce a zis prima oară clar și respicat că bă, mi-aș deschide server clasic. A, nu e o chestie atât de relevantă, dar am vrut să-i lămurim și pe cei 20-30 de băieți care aveau dubii și care ziceau că copiem și nu știu ce. Trecând peste. Nu putea să existe două servere cu câte 1000 de jucători și atunci decât să avem 500 eu, 500 el sau 500, 300 sau 400, 600 sau așa mai departe, mai bine aveam un server cu 1000 de 1000 și chiar ar rupe serverul ăla, chiar ar fi singurul server de SAM din România care s-ar putea menține pe o perioadă foarte lungă de timp și am luat și asta în calcul, însă Radu nu a fost de acord și a început să facă niște clipuri prin care reieșea că el e superior nouă, că ce experiență. Bun. Bine, până aici, cred că această asociere a mea cu adânsului era o idee extrem de bună, era o idee revoluționară, era ideea care salva sample-ul
sau nu. Eu, ca om, mi-este greu să colaborez cu cineva sau să introduc pe cineva la conducere, la aceeași conducere cu mine, deși poate era o idee bună sau poate nu, dar mi-e greu să aduc pe cineva alături de mine, cineva care a dispărut din peisaj o perioadă bună din timp, sper din suflet că n-au fost motive reale, personale, pentru că tuturor doresc tot bine din lume, însă nu aveam cum eu să vin acum să zic că bă, știți, îmi fac server cu băiatul ăsta care a dispărut o perioadă, pe care l-am văzut doar un promoter, adică nu, eu cel puțin din exterior și pe lângă faptul că nu cunosc, cum vreți să-mi fac să am o colaborare strânsă, să am o chimie cu cineva, să reușesc să fac ceva bun, dacă eu nu cunosc persoana respectivă? Nu cred că am vorbit niciodată pe Discord, cred că am vorbit doar atunci când am făcut challenge-ul ăla și atunci el se lua de mine că suntem mile rengle, ca mustață și nu știu ce, deși hai să nu o dăm în aspect fizic, n-are niciun sens. Hai să fim și noi mai peste 2020 totuși, a trecut o perioadă, în fine. Deci eu efectiv n-aveam cum să am o chimie cu un om pe care nu-l cunosc. Unul la mână, doi la mână, mi s-a părut neserios, dispărând din peisaj și făcând, adică oamenii din jurul lui au plecat. Oamenii cu care a colaborat a plecat. Nu știu exact motivul, de-aia nu vreau să intru mai adânc în subiect. Însă pentru mine personal, mie personal nu mi s-a părut o idee bună, nu m-a atins la suflet. Deși, plecând de la bază să unești cele două legende, ar fi fost ceva bombă. Însă nu s-a putut, să pun mai adânc, nu s-a putut. Bun. Înțare el față de noi, că ce a realizat el față de noi, ca și cum este mult, foarte mult superior față de noi. Și atunci mi s-a părut că... Victimizare. Asumă o foarte mare responsabilitate la oameni când vine în fața lor și spune că noi o să avem serverul fără probleme, că o să fie deschiderea așa. E foarte mare lucru să spui aceste vorbe în public, pentru că se poate întâmpla asta. Da, bun. Două secunde, până aici sunt de acord. E greu să vii, să zici răspicat, să-ți bagi cu pumnul în piept. Bă, am cel mai tare server, nu știu ce. Ce vrei, brothere, să zic? Mamă, bă, eu o să deschid un server de SAMP. Dar sincer, nu cred că e la fel de bun ca Bizon. Nu cred că e la fel de bun ca Bugged. Nu cred că are anticitul de la, Crowland, de la ERA. Bă, nu știu. Dacă vreți, bă, jucați. Dacă nu, bă, vă duceți pe Crowland, vă duceți. Nu, tată, nu merge așa. Bă, m-am chinuit, mi-am pierdut nopți, mi-am pierdut zile, am investit sentimente, pune și sentimente, pentru că nu e vorba doar de o chestie rece așa, că mă bag și eu să-mi bag picioarele, mă bag și eu să scriu dealer și ăla să nu știu ce. Ajungi și la momente de astea, dar când vrei să faci ceva bun, trebuie în primul rând să-l faci din suflet și asta am încercat. Timp, bani, sentimente, mi-am ignorat oamenii din jur, mi-am ignorat femeia, mi-am ignorat multe chestii pentru că am încercat să mă dedic. Și tu, după toate chestiile astea, vrei să zic că... Sincer, bă, e ok, server, e meh, îi dau 6 din 10. Dar dacă vreți, vă jucați. Nu, tată, vin și zic, mamă, cel mai șmecher server, să vedeți ce facem, ce nu știu ce. Trebuie să vii cu chestii de astea, eu așa consider că ar trebui să-ți promovezi chestia la care ai lucrat. Acum fiecare decide. Numele meu. Ce fond folosești, a scris? Renko se numește. Asta este o fază de pe live. Nu n-am uicoaie. Live-ul de la deschidere. În schimb, e lag. Nu știu ce se întâmplă acum. Chat-ul. Omul vine cu editor din 2010 la clipul ăsta. Bun. Dar am învățat din deschiderile anterioare, nu e bine să mă... Nicu. Tipic NPC Nicu, nu știu ce sens are. Aici omul nu știa care e... Adică nu, habar n-avea ce se întâmplă. Nicușor e paralel și se uită pe pereți în orice moment. Nu era atât de relevant, dar e hazul lui, e clipul lui. Bă, poate după atâta timp de needitat clipuri și de... Adică n-a fost atât de dedicat pe partea de YouTube. Poate a considerat că e hard să vină cu clip de genul ăsta la bif. La bif. E ok. Bine să mă... Nu a picat. A pus Edison protecția. E Caterinca. Asta mă pot să înțeleg, e Caterinca. Nu a picat. A pus Edison protecția. Deși asta s-a întâmplat. E o chestie pe care pot să vă dovedesc la orice oră din zi și din noapte. Nu știu dacă vreau, dar dacă țineți neapărat o să o facem. Este un filtru pe Tempest. Noi avem host de la Tempest. Este acest filtru pe care dacă îl activăm, începe să filtreze conexiunile și cumva ca să înceapă să filtreze respectivele conexiuni, trebuie să dea afară toate conexiunile deja existente. De-aia a picat atunci. Însă, nu neg faptul că pe lângă nu a picat, adică niciodată nu a picat de tot. Nu s-a închis serverul sau ceva, a dat drop la jucători, a scos jucătorii. Nu pot să neg faptul că nu a dat drop la jucători din cauza flood-ului. Am arătat asta și pe live, am arătat atacurile, am arătat că se filtrează, am arătat toate chestiile astea. Dar am avut probleme, am fost atacați, ca de obicei. Acum încep și eu să mă victimizez ca o gagică ce sunt și să zic că bă, că da, că noi am fost cei mai atacați și cei mai loviți și nu știu ce pul și toate chestiile astea vin ca urmări a altor chestii. Deși nu pot să zic că sunt fericit
pentru că am fost lovit. M-au construit, dar totodată mi-au dat și la joale. Chiar și la deschiderea asta mi-au dat extrem de mult la joale, dar au fost ca o palmă ca să mă trezească, ok? Aia am avut probleme, probleme mai mari decât ne-am fi așteptat, mai ales cu hostul și cu flodul, ne așteptam la cu totul și cu totul altfel de probleme. Însă, toate chestiile astea, un șut în cur, un pas în față, tată. Asta sunt chestii asumate. Două secunde, sunt chestii asumate. Eu când am dat de problemele astea, n-am închis serverul să zic că bă, hai că revin mai târziu cu deschiderea, hai că punem la punct, hai că fac tichetul ăsta de la tempe și mai deschidem o dată. Mai băgăm o fișă mâine sau când mai rezolvăm. Nu, tată, mi-am asumat. V-am zis, v-am rugat să aveți răbdare, cine a reușit să aibă răbdare, am continuat. După cum vedeți, acum lucrurile sunt bune, este stabil, merge extrem de bine, dar haideți să vedem în continuare. Aveți răbdare că a pus protecția. Gata, mă, m-a băgat. Ce ai că e tank. Gata, m-a plecat cu protecția. Uite cum merge acum, ca idee. Se conectează, uite cum se conectează jucătorii, da? Bam. Bam. O să vă spawnez bicicleta, să vă spawnez mai mult. A few moments later. Aveți răbdare că o să vă bage și din Q-coaie. E normal la început, m-a dat plecat, a fost iar. Un minut mai târziu a fost din nou, adică ce a făcut din nou atacul. Nu a picat. A pus Edison protecția. Rezist starting, mi-a dat mesaj Edison. Ok. Între timp noi făceam tichete, făceam ceva în privința asta. Adică nu stăteam degeaba, nu așteptam așa de la Dumnezeu o salvare. Scuze. Ok, ironic să mă auzi pe seama asta când și la noi la prima deschidere am avut un mare fail, dar diferența dintre Classic Nefrit și OGB cu de aceea că eu am început pe un game mode de la zero cu un scripter nou de 18 ani care nu a avut un proiect mare în spate, pe când Răduc a avut același game mode pe care se știu problemele, bugurile, cum se mișcă la un anumit număr de jucători, precum și 6-7 ani de zile de debugging, de hack-uri pentru punerea la punct al unui anticid. Pe când noi pe Classic am fost Bun. Deci, omul zice că cumva a reușit să facă ceva mai bun de la zero și nu știu ce. Ca idee, probabil, dacă era mai implicat în tot ce înseamnă partea asta de ownereală și nu era doar un promoter, el poate să putea să știe faptul că la sampul ăsta, deși cumva noi am plecat de la același game mode și am scos chestii, bugurile la jocul ăsta apar când te aștepți mai puțin. Bugurile la joc, să nu credeți că mă plâng sau ceva, puteți să întrebați orice scripter posibil. Bugurile la jocul ăsta, deși eu bag game-ul pe host, același game-ul pe host acum, dacă îl mai bag o dată, există posibilitatea să fie alt bug sau să fie fixat alt bug. Ceva la stilul ăsta funcționează, pentru că e un joc învechit într-un limbaj de programare învechit cumva. Deci, noi chiar dacă am avut game mode-ul ăsta de foarte mult timp, n-a zis nimeni că a fost o dată perfectă, au existat o grămadă de probleme, o grămadă de bug-uri de bani la serverul lpg.bicu.ro ăla mare. Deci serverul ăla... Deci a fost cea mai mare cârpeală posibilă, l-am cârpit, l-am răscârpit, l-am construit, l-am nu știu ce. Și cu toate astea am avut 1000 din 1000, o bună perioadă din timp, am mulțumit extrem de mulți jucători, am creat amintiri frumoase pentru extrem de mulți jucători. Bun, ca el să vină acum să zică că bă, că ăsta are, voi aveți game-ul de 6 ani, ați făcut debug de hack-uri și nu știu ce ați mai făcut și ne-am construit ceva de la zero și am avut ceva mai bun. Nu merge așa, puiule, și pe mine nu mă interesează, pe mine ca jucător, nu mă interesează că Răduc are serverul de 6 ani și e mai prost sau mai bun, sau tu ai serverul de o lună sau de când lucrați voi la el, 2 luni, 3 luni, 5 luni, 10 luni și e mai bun sau prost. Nu, tată, eu vreau să mă joc și vreau ca experiența mea să fie cea mai bună posibilă. Nu mă interesează că ai un copil de 18 ani care îți scriptează, poate să fie creier, poate să fie geniu. Doamne ajută, mă bucur pentru voi. Însă, pe mine ca jucător, nu mă interesează. Nu înțeleg ce relevanță au avut chestiile astea, gen cui pasă. Voi să facem lucrurile astea într-un timp record, inclusiv anticitul care nu e de pe rupă. Timp record, nu știu cine ți-a pus ție o dată de deschidere, nu știu cine a bătut la ușa ta, dacă facturile, dacă toate chestiile astea, nu este treaba mea. Dar nu știu cine ți-a pus ție data de deschidere, astfel încât să dai fail la prima deschidere, să mai deschizi încă o dată. Deși și-a făcut bine involuntar, o să vorbim și despre treaba asta. Adică nu știu ce vrei să zici, că nu te-a obligat nimeni să deschizi serverul pe data de, într-un timp record, în fine. Bide la Xenon și a fost făcut într-o lună. În Bughead, Bizon, Behut sau alte servere fac îmbunătățiri la anticit în fiecare lună, odată cu... Bughead, Bizon, poate fac îmbunătățiri la anticit la fiecare lună, deși serverul, noi nu prea ne încadrăm la asta, asta e o chestie asumată. Mereu pot, la orice oră din zi și din noapte, îmi asum faptul că stăm extrem de prost pe anticit. Am stat extrem de prost, stăm extrem de prost în comparație cu alte servere. Nu pot să zic că nu avem anticit deloc. Avem. O să mai investim timp, o să mai investim bani, o să mai investim fel și fel de chestii în anticit. Exact cum v-am mai zis. Însă, asta nu înseamnă că... Două secunde că nu mai știu. De-aia vă zic că încerc să dau freestyle, mi-am pierdut ideea, dar nu o să fac cut. În Bughead, Bizon, Behut sau alte servere fac îmbunătățiri la anticit în fiecare lună, odată cu noi. Asta nu înseamnă că avem un anticit mai bun sau mai rău, deși avem servere de foarte mult timp. Au fost și sunt alții mulți peste noi. Dar
ne concentrăm în continuare, în funcție de cerere, în funcție de cum evoluează lucrurile, încercăm în continuare. Cercetări apărute, noi am făcut asta de la zero, pentru că ne mergea sincer și primul cit de pe Google. Da, nu știu ce e atât de relevant. Iar la deschid. Gen, nu știu cui pasă. Bravo, ați reușit, bravo. Felicitări scriptorului vostru. Felicitări. Căderea propriu-zisă a serverului cea mare a permis să intre, poate au fost 100-200 de hackeri, spre deosebire de la care a făcut verificare cu Discord-ul și numărul de telefon. Bun, asta a fost o chestie în plus pe care am vrut să o fac, un filtru în plus, o chestie în plus. Nu mi-am dat seama pe moment că o să fie un impediment pentru mulți care cumva doar au auzit de deschidere și nu s-au uitat la mine să-și dea seama că e înregistrarea pe Discord. De-aia ulterior am ascultat sfaturile voastre, sfatul lui Era și așa mai departe, și acum înregistrarea este direct în joc. Poți să te înregistrezi direct în joc, nu mai este cu panel, cu Discord, cu nu știu ce. Nu mi-am dat seama că e prea mult pentru SAMP cumva. Fă în caz să faci cum pe server. Lucru care, apropo, din punctul de vedere a cauzat cel mai multe probleme, din cauza faptului că oamenii nu sunt obișnuiți cu astfel de pași pentru crearea unui cont, plus ce să mai vorbim de faptul că a fost flut la toată deschiderea când au primit puncte de respect la Payday sau la... Am zis-o și pe live, Payday nu a, punctele respective la Payday nu au fost primite, nu din cauza problemelor. Payday a fost setat la 0x ca să nu primească la deschidere beta testerii cumva sau adminii care au primit înainte. Payday a fost 0x în loc să fie 1x și de aia să nu s-a dat nimic, s-a dat 0 ori un RP și ai primit 0. Quest-uri pe care nu le puteau face pentru că îi puneau undeva... Asta cu quest-urile asumată treaba, într-adevăr erau quest-uri cumva care erau de la level 3. Ea a fost o greșeală, consider că a fost o greșeală de final, o greșeală a mea în primul rând și a beta testerilor, pentru că erau niște quest-uri care nu erau realizabile atunci. Deși poate câteva ore mai târziu, pentru că în 2-3 ore obțineai level 3, dar da, a fost o greșeală. Asumată! Mare decât unul, gen să dea whisper la 5 jucători sau să placeze un anunț. Dar hei! De-aia merge un server clasic, un server mișto, un server bine gândit, un server care cumva rezolvă problemele din trecut și un server cumva, după ce am reușit să o căpătăm oarecare experiență, un server bine pus la punct, aș putea spune. Pentru că da! Apropo de anticit, da, și de primul pentru level 100 de 5... Dar de ce vorbești așa? Nu înțeleg de ce vorbești așa. După primul... Două secunde. Putea spune. Pentru că da. Apropo de anticit, da, și de primul pentru level 100 de 5.000 de lei. Noi după prima deschidere am căutat și am găsit băieți ok cu care am lucrat și îmbunătățim la anticit, pe care i-am plătit cu 10.000 de lei și tot nu avem anticit perfect nici pe departe. Dar... Bravo, brother, mă bucur pentru tine. Felicitări că ți-ai găsit. Îți doresc, repet, tot bine. Vă doresc tot bine din lume. Nicio problemă. Însă, ce trebuie tu cu premiul pe care îl dau eu personal, nu din firmă, nu din altceva, eu, Radu Necoară, din banii mei personali, o să-i dau 5.000 de lei cuiva. Care e problema? Asta nu înseamnă că am zis că am de investit în serverul ăsta, am de investit 5.000 de lei, ăsta e tot bugetul meu, 50 de milioane am, da? Adică de 10 ori mai mulți bani de ăștia, că am încercat să fac marketing, am încercat să iau bani de ăștia, să promovez, să nu știu ce, pe TikTok probabil ați văzut și asta o să încerc să fac în continuare, mă dedic. Deci nu a fost bugetul meu de 5.000 de lei și am zis că bă, eu nu vreau anticit, eu vreau să-i dau 50 de milioane unui sampist, să-l fac fericit. Nu, n-a fost așa, n-am zis niciodată asta. Poate bugetul meu este de 50.000 de lei, ok? Și poate 45.000 sau 40.000, o să-i bag în anticit, poate v-am zis. Sau 1.000 sau 10.000 în anticit sau 5.000 în anticit sau cine știe ce sumă, pentru că asta vine cu timpul. Poate ăsta e bugetul meu total, vreau să bag o parte în anticit și o parte, dau premii, promovez clipuri, plătesc promoter, plătesc aia. Nu înțeleg. Deci face treaba foarte bine, mi-ar fi ușor să dau un premiu unui singur jucător, dar ce facem cu restul? Că poate sunt poste de jucători la câteva PD-uri distanță care trag săptămâni întregi și la final pierd pe 3 PD-uri acel premiu. Bun, este vorba, ca să înțelegeți, este vorba de oferirea, eu ofer 5.000 de lei primului jucător care face level 100. Asta înseamnă că acela care face level 100 cumva o să se diferențieze, o să se distanțeze cumva, având în vedere că nu ai nevoie de ore jucate pentru a da by level. Există mai multe variante. Ori ai o strategie bună, ori ești dedicat, ori ai referali, ori îți inviți prietenii. Adică toate chestiile astea, cumva, unite sau nu neapărat, dau, înseamnă că ești creier, înseamnă că ești devotat, înseamnă că ești implicat și eu personal simt nevoia să fac un bine cuiva, pentru că cu siguranță atunci când primești 5.000 de lei jucându-te sau 5.000 de lei așa de nicăieri, faci un bine. Eu mă bucur din suflet să ofer niște bani cuiva care chiar merită, tată. Care-i problema? Sunt banii mei, fac ce vreau eu cu ei. Și am considerat, zicând chestiile astea, că e o chestie de marketing. Nu consider că ar trebui să-i supăr pe aia 20 pe lângă, care cumva sunt la nu știu câte pay-uri sau nu știu câte repuri, distanță sau bla 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 bla. Bro, e un concurs. Dacă nu vrei să te bagi în concursul ăsta, nu te băga. Dacă nu vrei să tragi, nu trage. Nu am cum să mulțumesc pe toată lumea. Nu știu ce te așteptai tu. După mentalitatea ta, tu zici, bă, mai bine ăștia 5.000 de lei, pun pe dreapta, mă duc să-i beau.
decât să-i dau unui om care are nevoie de ei, poate, sau poate îl ajută, sau poate îi salvez situația, sau poate îl fac fericit. Ok? Deci asta e mentalitatea ta. Mai bine nu dai nimănui decât să dai unuia să-i super pe ceilalți. Nu merge așa, bro. Dacă este un concurs, e un concurs la care eu vreau, repet, să fac pe cineva fericit, tu, dacă vrei să participi, bine, dacă nu, nu. Nu te costă nimic, e absolut gratis și toate chestiile astea le fac cu banii mei proprii și personali. Nu știu cu ce te deranjează pe tine, domnule. Premiu. Eu decât să dezamăgesc 20, 30 sau 50 de oameni ca să fac unul fericit, prefer să nu fac deloc. Pentru mine. Deci, repet, sunt banii mei. Eu vreau să fac cumva pe cel mai dedicat fericit. That's it. Dacă tu vrei să faci altfel, dacă tu ai buget mai mare, dragă domnule, și vrei să faci astfel de concursuri, dă câte zeci de mii de lei la primii 20 ca să nu-i sad, nu, că după aia e super pe următorii 50 și dacă dai și la următorii 50 e super și pe ceilalți și mai bine, la urma urmei, dacă tragem linie după părerea ta, domnule, mai bine stăm cu 50 de milioane în buzunar decât să facem un sampis fericit. Bravo! Sunt de acord în totalitate. Hai că da. Bine, e ca și cum aș lua 50 de oameni la muncă să-mi sap pe niște gropi și la finalul zilei îi dau ăluia care săpa 10 metri, premiul, banii adică, și o lora cu 7, 8, 9 metri, nimic. Ca fair enough, domnul este foarte bine pe comparații. Că tu când îi chem la muncă, le zici că, bă, care dintre voi sapă mai tare, îl ăla îi dau banii. Nu, tată, tu când îi chem pe ei la muncă, le zici, bă, astăzi vă dau 200 de lei pentru că săpați. Și fratele, că îi place munca, vă mai dă ceva pe lângă. E, așa e și aici. Nu costă nimic să te bați să faci toate chestiile astea. Să te înscrii la concursul ăsta sau exact cum au fost și celelalte concursuri cu iPhone și pe care le-am mai făcut. Nu costă nimic. Dacă vrei te bași, dacă nu, nu. Simplu ca bună ziua. Nu ai obligații cumva față de omul ăla. Eu n-au tras, n-au făcut nimic. Asta e viziunea mea, chit că e bună sau greșită, dar hai să vedem ce păreau jucătorii de server despre chestia asta. Poate... El a simțit nevoia să facă inserții din clipul lui Hidden, lui canalului ascuns. A simțit să facă inserții în acest clip ca să cumva să-i susțină victimizarea asta. Deși omul ăsta, mă refer la canalul ascuns, la Hidden, a avut cel mai mare, cumva cea mai mare părere reală despre ce s-a întâmplat cu serverul de Rage. Deci cumva cu părerea dânsului sunt de acord și a fost o palmă pe care am primit-o și a fost o chestie care să mă trezească, să ne trezească la realitate. Drept dovadă, zilele următoare vine update la Rage, update mare, update game changer. Dar asta o să vedeți probabil în viitorul apropiat. Deci repet, nu consider că părerea lui Hayden în acest clip legat de titlul clipului este OGBQ versus Classic Nefrit pe Samp. Nu știu ce relevanță are clipul ăla făcut în urmă cu o lună, două sau nu știu cât au trecut, legat de Rage. Dar dacă dumneata, domnule Dănăcica, ai simțit nevoia să introduci asta ca să susțină, să-ți ridice victimizarea, eu sunt de acord. Mai putem să nu mai dăm un iPhone 15 la playeri care de fapt nu ajută pe nimeni cu nimic. Ajută un om, într-adevăr, bravo lui, dar noi tot în mizerie ne jucăm. Da, fair. Și practic nu ne ajută cu fair. Absolut nimic. Era o chestie de marketing. Dacă căutăm și noi pe firme și găsim firma lui Răducă. Bun, în casări, ok. Nu înseamnă absolut un iPhone de 7000 de lei nu înseamnă nimic. Repet, preferați să stau cu banii pe dreapta, să mă duc să fac orice altceva. Nu o să vorbesc acum de lucrurile pe care le fac eu cu banii mei proprii și personal și muncit și toate astea, ok? N-am de gând să fac asta, pentru că nu consider că e treaba nimănui. Voi puteți să mă condamnați pe mine în caz că sunt lipsuri, exact cum a făcut băiatul ăsta, în caz că sunt lipsuri, puteți să mă condamnați și să vă zic că, bă, cu aia, știți, m-am dus să mă joc nu știu unde, că nu vreau să dau exemple proaste, pentru că nu am astfel de vicii, mi-am dus și mi-am pierdut banii nu știu unde. Nu mai pot să mai fac acum să mai plătesc pe ăla să facă nu știu ce sau nu știu cum. Nu, tată, nu a funcționat așa. Pe lângă faptul că am plătit și am investit și toate astea, eu încerc să vă dau și banii înapoi. Cred că când te uiți prin comparație la 100.000 față de 1.000 și ceva de euro, nu ți se pare mult. Dar nu e doar asta, sunt și alte chestii pe lângă. Dar da, Hayden, dacă e să tragem linie, are dreptate. Pentru el. Câte chestii s-ar fi putut face cu banii aia, dar nu. Cu 7.000 de lei investiții, la fel cum am investit și în TikTok. Jucătorul ce atinge nivelul 100 pe serverul de SAMP. Noul server de SAMP pe care urmează să-l deschid. Știți că investesc destul de mult în server, am dat telefoane, am dat PS5-uri, am dat mai multe telefoane, am dat o grămadă de chestii, plus donații pe live-uri și multe altele, pentru că eu reinvestesc mereu, de-aia avem și un host de top și toate chestia asta, dar nu despre asta e vorba. Bagă imediat că rămâne că host. Am arătat asta pe live, am arătat cât costă hostul pe lună, este aproximativ 1.000 de euro la ambele servere. Am preferat să dăm bani mai mulți pe un host mai bun, am considerat că este mai bun, toată lumea are host la OVH undeva la 200 de euro sau 100 și ceva, 200 de euro, nu știu cât costă, însă noi am considerat că Tempest este cea mai bună variantă, având în vedere că pe noi la Rage ne-a salvat. Drept dovadă,
La deschidere am avut ceva probleme, pentru că era un IP nou, o chestie nouă care nu a fost filtrată deloc, nu a trecut prin protecție, nu a trecut prin nimic, dar la momentul actual consider că s-a rezolvat. Față de ce am avut și prin ce chinuri am trecut cu OVH, am considerat că dând mai mulți bani, de la 200 la 400 de euro pe lună, adică dublu, deși credeți-mă, trebuie să ne optimizăm cumva cheltuielile, dar eu am preferat să cred că dacă dau bani mai mulți, primești și servicii mai premium și poate chiar așa e. Poate atunci, la momentul respectiv, n-a fost să fie, pentru că s-au întâmplat fel și fel de chestii și ne-au atacat din mai multe părți, dar eu consider că dând mai mulți bani, cumva vă pot oferi înapoi ceva mai premium. M-a picat netul. Asta e o fază cu Mip de mai demult când juca la War. Avea net la UPC și pe mine mă prodau. În continuarea programului putem să urmărim niște aroganțe făcute de Radu, cum că el nu știe ce avem noi pe server, dar sigur are ceva el mai bun. El nu știe ce avem noi, dar sigur are ceva mai bun. Ce vrei despre Classic Nefrit? Nu am urmărit, nu pot să-mi dau cu părerea. Din câte am înțeles, au fost 1000, sunt 1000, cu siguranță să livrăm ceva mai bun. Băi, de bine! Repet, stai că n-am ascultat și iar ziceți că pun pauză. E de bine ce se întâmplă, e foarte de bine ce se întâmplă faptul că sunt 1000. Mă bucur pentru ei, nu știu dacă sunt exact, că am înțeles că se intră cu mai multe conturi. That's it, mă bucur pentru ei, văd 1000, e de bine, tată. Nu mai există niciun alt server la ora actuală cu 1000 de jucători. E de bine ce se întâmplă, felicitări. Din câte am înțeles, au fost 1000, sunt 1000 sau... Cu siguranță să livrăm ceva mai bun de atâta, e perfect normal. Încă mențin asta. Încă menții. Dar de ce? Puiule, dar de ce nu ți-ai pus și fail-ul tău de la deschidere? De ce nu ți-ai pus? Trebuia clipul ăsta să dureze o lună sau cât a trecut de la prima ta deschidere la a doua deschidere. Pentru că la noi problemele au fost 2 ore, da? Eu după 2 ore mi-am ținut serverul în picioare, da? Eu nu mi-am făcut ca oamenii să-și ia concedii, să-și reprogrameze concediile și toate chestiile astea ca să redeschid serverul după o lună că a fost fail. Trebuia ca acest clip al tău, dacă tot ai pus faza asta cu fail-ul meu de la deschidere de o oră sau 2 ore cât a durat flood-ul, trebuia să pui și tu o lună să dureze clipul, să fie fail-ul continuu. Că o lună ai ținut oamenii pe dreapta, ok? Dacă tot e să comparăm situațiile, te uiți prima oară la tine, te uiți prima oară în grădina ta, la odrasla ta și după aia îți permiți să vorbești mai departe despre altcineva. Așa mi se pare fair. Și eu zic în chestiile astea că, mamă, ce server bun avem, că nu știu ce, eu o fac ca să-mi promovez cât mai bine serverul, ca să-mi promovez cât mai bine munca, să-mi promovez cât mai bine investiția, sufletește, timp, bani și toate chestiile astea. Pentru că așa consider că este normal. Alegi după creatorul de conținut pe care îl preferi. Dacă tu ești fan Răduc, mergi la Răduc. Dacă ești fan OK, mergi la OK. Nu merge așa. Suntem în 2024, nu mai merge așa. Nu mai merge pe fani, nu mai merge pe lăbuși care se uită așa la tine. Răduc, nu merge. Vă rog din suflet, dacă m-a susținut până acum și considerați că ce zic eu în acest clip este bullshit, clip care deja are 30 de minute și te uiți, dacă te uiți până acest punct, mulțumesc. Deci dacă tu consideri că ce zice Răduc în clipul ăsta e bullshit și e prost și nu, efectiv, mănâncă cat, nu tată, nu mai stai. Îmi dai dislike, îmi dai unsubscribe și te duci oriunde vrei tu. Nu mai merge pe fan în 2024, că sunt fanul tău, Răducule. Ce zici tu e ca și cum mi-ar pune Dumnezeu mâna în cap. Nu, vă rog din suflet. Știu că am crescut împreună, știu că sunteți mult mai maturi față de acum câțiva ani, când probabil doar vă uitați la clipurile mele cu țepar sau toate căcaturile astea, o parte din voi, bineînțeles, și doar vi se părea că era de copii și nu știu ce. Nu mai merge așa, am crescut împreună, ne-am dezvoltat toți ca mentalitate, ca trăiri. Mulți dintre oamenii și urmăritorii mei vechi și probabil și actuali au copii, au familii, le doresc tot binele din lume și multă sănătate la toți. Asta nu înseamnă că mai merge pe fan, nu pot să am copil de 4 ani, 3 ani pe care îl leagă nevastă-mea și eu să mă uit așa la Răducu. Bă, Răducu are dreptate. Deși eu o să mănânc cel mai mare căcat posibil. Nu merge. Băiatul ăsta n-are dreptate. Eu pe Bihud am petrecut 1521 de ore jucate din viață. Ok, din 2019. Din 2019, 1500 de ore până în 2023 probabil s-a jucat. Deși abia intrase. Deci 4 ani, 1500 de ore. Fer, mult. Nu pot să-mi treci cu niciun server, nici bugetul nu e, nici nimeni nu e cât dacă adun Ruby, Bugget și Bizon la un loc, nu e atât de pay to win cât e Bihud, adică e în cealaltă extremă. Reduc... Hai să plecăm de la chestia asta cu pay to win, pentru că este o chestie pe care nu mulți o înțeleg. Ei știu doar că tot ce înseamnă pay to win nu e bine. Deci mulți care au termenul ăsta în cap, pay to win, cumva îl desconsideră. Când zice cineva, ăla e pay to win, e ca și cum ai zice, ăla e un prost, știi? Sau serverul ăla e de căcat, pay to win e de căcat. Nu merge așa, bradere, pentru că eu în 2017 sau când mă jucam, ce 2017, în 2014, 2015, 2013, când dracu mă jucam eu Sam pe Bugged și alocația mea era de 42 de lei sau 84 de lei, nu mai țin minte exact, eu mă duceam frumos la Penny
sau unde mă duceam, îmi luam Paysafe de 25 de lei, 50 de lei și băgam în Samp, pe Bagen, în 2015-2016, repet, ca să-mi cumpăr cont premium. Ăla nu mai era pay to win? Nu mai era. De ce îmi cumpăram cont premium? Vă zic eu, că nu mă accepta nimeni în facțiuni și consideram că dacă ai cont premium, cumva îți crești șansele de a intra într-o facțiune. Asta am făcut eu, asta au făcut mulți dintre noi. După care au venit fel și fel de chestii, fel și fel de bani pe care îi băgam în joc, ca să-mi iau aia, ca să-mi iau aia. Nu vă gândiți că aveam cine știe ce bani. Făceam bani din colindă, făceam bani din alocații. Am avut marele noroc, știu că nu mulți dintre voi, și nu la mulți dintre voi se întâmplă asta, și le mulțumesc enorm alor mei, ai mei îmi dădeau banii din alocații. Cumva eram unul din puținii care primeau banii din alocații să fac ce vreau eu cu ei. Că îmi luam Paysafe, că îmi luam pizza, că eram gras, că îmi luam hot dog, shawarma sau ce îmi luam eu. Bă, făceam ceva cu banii mei. La momentul respectiv am considerat că vreau și mă face mai fericit să-i bag în Samp. A fost alegerea mea. Nu a venit nici Tibi, nici Edo, nici nimeni să-mi pună cuțitul la gât să-mi zică, bă, bagă bani, dacă nu, te omor sau nu mai intri facțiune. Nu merge așa, bradere. Ăla nu mai era pay to win. Vă zic că era exact același lucru, dar la un nivel diferit, pentru că erau alte vremuri. Că a spus într-un clip anterior de pe serverul lui OG Build, că ți alegi serverul în funcție de fondator cât activ a fost și a demonstrat. Total de acord. Rădu, că zic pe aer de rău, Aui, că a demonstrat mai multe chestii decât tine, că a aplicat cu un server cu zero șanse și a făcut la ora actuală un game. Dacă e să vorbim de cont, deci, până în momentul de față, a zice că a realizat mai multe chestii. Mi-aș dori să fie așa și îi doresc să-și realizeze toate chestiile pe care și le dorește vreodată în viață. Dar, comparând, deci plecând de la serverele astea, da? Avem așa, clasic, Nefrit 900, full, da? Bihudu, suntem 600. Nu e diferență enormă, dar vă zic așa, dacă e pe dovedeală, dacă e pe dovedit lucrurile, o să comparăm astea două servere, care amândouă sunt la pământ. Nu o să zic că am de 10 ori mai mulți jucători, pentru că e o sumă irelevantă, suntem 101, suntem foarte puțini, însă am considerat că nu mai avem atât de multă viziune cu acest server, deși am încercat să-l pompăm, am încercat să-l ducem sus înainte să deschidem serverul, înainte să ne apucăm să ne focusăm pe serverul OG, am încercat, am băgat fel și fel de update-uri, am fost implicat, am făcut live-uri, am făcut video-uri, am făcut toate chestiile astea, am văzut că nu se mai poate, cumva nu e ceea ce se mai cere. Cumva stilul ăsta de pokemoneală, de foarte multe sisteme cu care dacă nu ești la curent, nu ai firul continuu al update-urilor, pierzi, ți se ia tată. Dacă nu mai știu că s-a băgat battle pe și aia și aia și aia, deja mi s-a luat când văd că ăla are battle pe și are coarne și nu știu ce. Nici mie nu-mi place stilul ăsta de joc, de-aia am preferat să deschid OG Bigwood, să vin cu ceva ce-mi place mie să mă joc în primul rând, pentru că așa funcționează. La serverul ăsta de Samp, la celălalt, la RPG, a pornit la fel, așa îmi place mie, dar așa îmi place mie s-a dus prea departe, până au fost cererile prea mari și s-a dus prea departe. Și acum, revenind la ce a zis Ștefan, sau cum se cheamă, cum se numește băiatul, dacă e pe dovedeală, eu chiar dacă am mai chiulit câteva săptămâni, o lună, că mai mult de atât n-am chiulit niciodată, eu n-am dispărut niciodată din peisaj, oamenii din jurul meu nu m-au lăsat, oamenii cu care colaborez nu m-au lăsat, Edison a fost în permanență alături de mine, de la început până la sfârșit, am avut aceeași colaborare, aceeași chimie, aceeași tot, cumva a fost, eu consider că dau dovadă de mai multă maturitate și de mai multă bărbăție, să zicem așa, că am plecat dintr-un punct și am ajuns acum, astăzi, în același punct cu aceiași oameni din jurul meu. Poate dacă eram cel mai mare muș, poate nu mai stăteau alături de mine. Dar, na, fiecare cum considere. Și dacă e... De pe Samp, cel mai bun Samp, mai multe chestii decât tine, că a plecat cu un server cu zero șanse. A plecat acum cu un server cu zero șanse. A plecat zero șanse. De ce zero șanse? Nu consider că nici asta e real. Acum a plecat, da. A plecat cu un server mai goluț, așa. Nu știu exact de unde e game-ul, nu sunt foarte informat, dar nu consider că e puțin bullshit ce zice Ștefan. Și a făcut la ora actuală cel mai bun game-ul de pe Samp, cel mai bun Samp, cel mai bun staff din istoria Sampului. Tu a trebuit... Bro, să-l potolească cineva, gen, eu nu suport chestiile astea. A zis că a făcut până la ora actuală cel mai bun game mode din lumea Sampului și cel mai bun staff din lumea Sampului. Are serverul de fucking o lună, se lucrează la el de câteva luni și el, băiatul ăsta, își permite să compare vreodată, nu cu Bicudu, că noi suntem de căcat. Tocmai ce vă ziceam când promovezi pui. Băiatul ăsta își permite să compare vreodată un server de câteva luni, care nu cred că ajunge nici măcar la 10% din performanța băieților de la Bizon pe partea de game mode, băieților de la Bagged, serverului mare Nefrit, la care cred că nu mai are acces. Deci, Bizon și Bagged, în primul și primul rând Bizon, băie numărul 1, tată, din punct de vedere al organizării, al staff-ului, al felului în care se desfășoară lucrurile, efectiv, din câte știu și din câte am văzut pe parcurs, toate lucrurile sunt extrem de bine puse la punct. Și vine Ștefanel cu aia să-mi zică mie că ăștia într-o câteva luni au făcut serverul mai bun decât tot Sampul românesc. Bro, shut the fuck up, gen. Chiar aveam de gând să mă enervez, dar lucrurile care mă calcă pe nervi
Nu, no, n-am cum. Și sunt mai mult decât sigur la ora actuală că pe partea de staff și pe partea de anticit sunt multe servere peste, începând cu Crawlund, începând cu Rubiul ăla mare. Poate și băieții de la Bizon au ceva anticit mai bun. Nu o să mă dau exemplu pe mine, pentru că eu în comparație cu serverele astea, cu Bizon care e de 12 ani, sau câți ani au trecut, 12 ani înseamnă 100, aproape 150 de luni, deci băiatul ăsta compară 150 de luni de muncă, de dedicare, de implicare, de structurare, de tot, cu un server de 3 luni. Bro, for real? Trebuie să-ți faci logarea pe server cu Discord ca să n-ai codați. Nu știu care din voi a demonstrat. Awake a lăsat să-ți faci 50 de conturi pentru că a avut încredere că nu o să fie foarte mulți troleri. Nu, n-a avut încredere. La început n-a avut încredere că nu o să fie mulți troleri. Nici după n-a avut încredere. A făcut așa pentru că așa a fost până acum și a fost YOLO. Ce se întâmplă, se întâmplă și rezolvăm pe parcurs. Asta a fost. Eu am încercat să fiu puțin mai smart, să o gândesc mai bine, să filtrez cumva toate chestiile astea. Chiar dacă la finalul zilei nu am, adică am dovedit cumva că am fost smart, sper, dar nu a fost cea mai bună alegere. Asta consider. Nu prea are dreptate băiatul ăsta. Nu știu de ce a simțit Dănăcică să-l bage în video. Nu știu dacă video e editat de Ștefan ăsta. Nu știu de cine e editat, dar nu prea are sens. Asta care nici măcar nu iau Luxenon. Adică tu mereu ai probleme și cu staff-ul și cu anticit-ul și cu game-ul care rătuia. De acord. Nu poți să vorbești despre ce a demonstrat cineva. De acord. A demonstrat cu jucătorii, pentru că ești foarte carismatic și știi să ții jucătorii pe server și să-i atragi. Dar în rest nu poți Bă, știu să-i țin pe server să-i atrag, băgând update-uri, luându-le părerile în considerare, muncind, dedicându-mă. Și s-a văzut, când am dispărut, au scăzut jucătorii, când am apărut, m-am băgat pe treabă, s-au dus. Adică a fost o chestie cu urcușuri și coborușuri cumva, dar o linie constantă la mijloc, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Sunt sigur că o parte din voi, dacă v-ați uitat, mamă, clip de oră, nu pot să cred, dacă v-ați uitat și știu că sunteți mai maturi și știu că suntem, e alt nivel de mentalitate și e și 2024, înțelegeți ce vreau să zic. Și mă bucur. Din punctul ăsta de vedere. Și v-am mis aproape pe fiecare live un lucru. Am același număr de abonați de vreo 5 ani încoa, deci majoritatea dintre voi, conform statistici YouTube, poll-uri de pe live și orice vreți voi, aveți peste 18-20 de ani și nu-mi place să vă mai vorbesc ca la copii. Nu-i place să vorbească ca la copii, nu-mi place să vorbesc ca la copii, Radu m-a atacat, bro, ai aproape 30 de ani, poți să fii bărbat până la capăt și poți să o dai pe bune până la capăt, fără un script în spate, fără părerile altor băieți, fără părerile altor băieți care se leagă de serverul de raid și de toate chestiile astea în urmă cu câteva luni, înainte să ne restructurăm, înainte să-mi iau manager, înainte să nu știu ce. Nu știu de ce vrei să dai în faptul că oamenii care mă urmăresc pe mine sunt mai mici ca și vârstă sau nu știu ce. Nu știu dacă vreau să-ți arăt neapărat statisticile, pentru că nici alea nu sunt 100% reale, dar repet, am crescut toți, am crescut ca mentalitate, contentul pe care îl fac acum este mult mai greu de agreat de către copii, de aia consider că nu mai am atât de mulți copii, cine mă știe, mă știe așa cum sunt, adică n-ai cum să o dai astfel și nu poți să-mi zici mie că eu sunt ăla care mă plâng și nu știu ce, când tu asta faci, tu faci cumva un video în care să mă ataci, dar tu te victimizezi, gen, pentru mine n-are sens. În fine, continuăm. Cred că și-a uitat vârsta abonaților, ori are el doar copii de 13 ani în continuare. Așa e, așa e, haideți să vă arăt mesaje de pe live-uri și de pe toate astea în care au venit abonații lui, nu vreau să-i jignesc în niciun fel, chiar dacă pe moment poate mă mai enervam, dar veneau și înjurau. Lasă că susții tu serverul, deși nu te ajută cu nimic să vii să zici că bă, ăla e cel mai tare, Nefrit, cel mai tare, tare, mamă, Nefrit, ăștia se trezesc dimineața, beresc ochii și fac Classic Nefrit numărul 1, mamă, Classic Nefrit numărul 1, bravo, bradere, bravo, felicitări, asta e părerea ta, mă bucur, mențineți-o, nicio problemă, dar nu poți să vii să mă înjuri și după aia să vină conducătorul El Hefe pe video și să zică că bă, că ăsta are abonați de 13 ani și nu știu ce, bro, shut the fuck up și ție. Voi care sunteți mai... Nu ai cum să te iei de comunitatea mea, nu ai cum să știi ce comunitate am. Chestii de genul ăsta, că predicăm serverul mare, Bihud, va rămâne server de fani, iar serverul OG va fi pentru sampiștii aia pe cei adevărați. Radu are multe probleme cu mine. Cu da, asta e ce zic, pentru că asta e ce cred și asta e ce vreau să fac, ok? Pentru că am lipsit 7 ani și am venit să-mi fac server acum, dar hai să ne uităm un pic peste activitatea mea. Am sute de videoclipuri și sute de live-uri. Foarte... Nu am zis că ai lipsit 7 ani, ai lipsit probabil un an sau doi. Nu am fost, cel puțin în ultimii 3-4 ani, nu am fost un fan activ al tău, însă la început am fost și îți mulțumesc că mi-ai făcut copilăria mai frumoasă. Dar cert este că s-a văzut lipsa ta și s-a văzut și din cauza faptului că foștii colegi sau colegii s-au reprofilat, s-au dus prin alte părți. Din curiozitate, din pură curiozitate, am urmărit și firma domnului Dănăcică să văd cam care este evoluția încasărilor. Mi se pare că pe 2023 nu a avut încasări. Asta înseamnă cumva încasările au fost redirecționate către probabil firma altor băieți. Nu mă privesc neapărat aceste aspecte, dar de aici scot faptul că
au cam plecat băieții, ai cam fost exclus și asta îmi cam dă mie cu virgulă. Nu știu ce încredere să am eu în tine în continuare. Dar hei, poate mănânc căcat, nu am de unde să știu, nu am cum să mă bag cu pumnul în piept. Foarte multe clipuri semivirale pentru ceea ce înseamnă SAMP, mă refer la clipuri cu 30-50 de mii sau chiar 100 de mii de vizualizări, că nu m-am implicat așa mult pe server sau în decizii, e și pentru faptul că am avut colegi care se ocupau de asta, din păcate din cauza mai multor factori, pokemoneala jocului, neimplicarea mea, colegii au alt proiect mai mare, dezinteresul jucătorilor pentru... Neimplicarea mea, ai zis de mai multe ori de neimplicare și totuși zici că te atac, am zis eu că ai lipsit 7 ani. Păi nu, e așa, greșesc cu ceva, chat, greșesc? A, există posibilitatea să postezi pe YouTube sau să faci ceva, cumva să ai, să dai hide, să nu mai vadă cineva anumit video? Greșesc eu? Nu cred. Știu că când a revenit a încercat cumva să facă niște live, fac live zi de zi până nu știu ce. Făcea reacții la clipul meu, vorbea despre mine și toate chestiile astea. Înțeleg, cumva a reînceput să posteze, a plecat cumva nu de jos. A plecat dintr-o perioadă mai slabă a carierei lui pe YouTube sau ce e pentru ce face el. Și a încercat să se mai atingă de aia, să se mai lege de aia, să mai vorbească despre ăla, să mai nu știu ce, despre mine, despre bla 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 bla. Treaba lui, ok, nu am judecat, nu mă interesează atât de mult, deși primeam mesaje că ăla vorbește, că ăla face, nu știu, ok, am înțeles. Faci live zi de zi, crești, încerci să atragi fel în fel și fel de moduri atenția, încerci să-ți crești serverul. Ai făcut live până la 1000, până când faci live să crești serverul celălalt? Zici de mine că am lăsat serverul celălalt. Tu până când faci live? Până după moarte? Faci live până după moarte ca să faci pe serverul mare, 1000 mare, pe Ruby Nefleet, 1000 din 1000? Nu prea are sens pentru mine. Că au adus serverul Ruby la foarte puțini jucători, lucru despre care Pradu zice că asta e de fapt un lucru aiurea, să încerci să ridici un server, cum am avut eu live zilnic până la... Bun, ai încercat. Vreo 2-3 luni. Bun, ai încercat și eu am încercat. Poate am avut ceva rezultate mai bune, poate am fost ceva mai implicat, din mai multe puncte de vedere. Implicarea asta ta... Cred, deși nu pot să bag mâna în foc, însă nu știu dacă pe serverul Ruby Nefleet mai are altcineva acces la game mode în afară de Xenon și mi se pare, asta e vaga mea impresie, nu pot să zic că este adevărat, mi se pare că nu prea vrea să mai lucrați, nu prea vrea să mai bagi update-uri sau poate omul nu mai vrea să mai scripteze la SAMP. Asta e părerea mea, asta e ce văd din exterior. Cum mai multe trece într-o seară, nu că lucrurile ar fi... Ceea ce am susținut eu și l-am deranjat pe el, faptul că are un server de 400, 500, 800, chiar 1000 de jucători seara și face alt server sau lasă... A fost, asta a fost o situație de dinainte, asta a fost planul, ăsta a fost planul meu inițial, nu consider că mi-a ieșit. Voiam să ridic serverul la cât mai mult ca să-mi permit să deschid cumva serverul ăsta alt. Nu mi-a ieșit în totalitate, cum nici lui nu i-a ieșit să facă live în fiecare zi până face 1000 din 1000, mai avea câteva vieți de așteptat. Bine, el zice că nu moare, că îl ridică și pe ăla, da? Asta e ce-mi doresc. Lucrul ăsta nu e realizabil, drept dovadă acum 3-4. Nu e vorba că nu e realizabil, este greu de realizat, dar nu e imposibil, asta am zis și pe live. Asta e ce-mi doresc, vreau să ridic, să am două servere, nu neapărat full, deși aș fi penal să zic că nu vreau full. Le vreau pe amândouă full, le vreau pe amândouă perfecte. Vreau să fac asta, vreau să muncesc să fac asta. Nu știu sigur dacă o să-mi iasă, dar atât încât am un număr de player constant și se întâmplă lucruri bune și chestii calitative, având în vedere ce se întâmplă cu SAMP în lumea actuală, eu consider că e de bine. E ce trebuie să fac, nu? Ce pot să zic acum? Bă, lasă-l, îl închid. Nu, nu o să se întâmple asta, bro. Nu o să se întâmple asta. 4 luni erau 1000 on și acum sunt 65 la ora asta când filmez. Diferența dintre noi factori diversi. Eu am încercat luni de zile să ridic Rubiu pe live-uri, dar fără mari rezultate, sincer. Adică diferența între noi este că tu ai încercat, ce n-am încercat? Ok. Tu știi. Este unul dată. Ce vrei să zici? Am decis să fac al serverul de SAMP, ca să am în primul rând content pentru YouTube, pentru că vedeți cum se ridică canalul meu, am și 1000 pe live, am avut 3300 la deschidere, dar și pentru partea financiară. De ce să mint? De ce să vii pe urmă să mint? Dar problema e că el are server care atinge la 1000 on și alege să-și bată joc de munca oamenilor, averea lor, oamenii care au băgat. Asta mi se pare, bro, ai aproape 30 de ani, nu poți să vii cu astfel de victimizare în 2024, având în vedere că oamenii care se uită la noi au crescut și au alt tip de mentalitate. Nu poți să zici că bă, ăsta își bate joc de 1000 de jucători, 1000 care nici aia nu mai este 1000, nu mai e nici aproape de 1000. Cum poți să vii tu mie să-mi zici lucrurile astea? Bro, cum poți să vii tu mie să-mi zici lucrurile astea când tu nu treci de 30 on? Tu nu ți-ai bătut joc de oamenii care au băgat bani în serverul ăsta? Bă, deci, repet, ca să poți să mă judeci, amândoi suntem greșiți, dar dacă ca să mă judeci pe mine, tu trebuie să... ai un exemplu mai bun, tu trebuie să fi făcut ceva mai bun, dar din punctul meu de vedere tu ce ai făcut era mai rău, pentru că tu ai serverul cu un an sau doi dinaintea mea, ceea ce înseamnă investiție în bani mai mare de către jucători, un număr mai mare de jucători pe care l-ați avut, o pierdere mai mare, ca să vii tu după aia să zici că bă, că ți-ai bătut joc de oameni? Păi și tu ai făcut același lucru, ți-ai bătut joc de oameni cu un an sau doi în plus.
Eu n-am venit să zic că ți-ai bătut joc de oameni, deși poate îmi permiteam ceva mai mult decât ți-ai permis tu. La banii server, au pus suflet și așa mai departe și a deschis alt server pentru că RPG Behood. Ce-ai făcut? Ce-ați făcut? Ce-ai făcut tu? Cum vii să-mi zici mie chestiile astea când tu ai făcut mai rău decât mine, gen? Nu înțeleg. Tu nu mai producea bani nici la pat. Asta e, scuze că pun pauză, mă enervează victimizările astea ieftine, nu știu la inima cui vrea să ajungă, dar mi se pare ieftin rău victimizările de genul ăsta. Tu stingi așa, stingi la 1001 cât aveam unele seri, pentru că toți aveau de toate. Nici măcar nu și-a bătut capul să facă un clip să filmeze, da, e pe editat el, e pe inserat chestie, pe nu știu ce, dar nu și-a bătut capul nici măcar să facă un videoclip mai recent, să filmeze ceva mai recent, de, e din luna mai video, ca idee, așa. Asta extra, off topic. Hai să-l mai ascultăm pe domnul. Scuză-mă, domnul, îmi pare nespus de rău, domnule Dănăcică, că vă întrerup. Promit că o să mă dedic. Cum mai producea bani nici la 400, nici la 600, nici la 1001? Nu pot, trebuie iar să opresc, să pun pauză, să vă explic. Dar nu mai produce la fel de mulți bani, nu mai este hype pe Samp, nu mai este același vibe pe Samp. Am oferit atâtea posibilități și oportunități de a obține puncte premium fără să plătești, deși noi suntem pay to win, ok? În continuare, ci că noi suntem pay to win. Am oferit, cred că cel mai mult decât orice altă comunitate, și asta puteți să mă condamnați la orice oră din zi și din noapte, am oferit posibilitatea cea mai mare de a obține puncte premium din joc fără să plătești, să ții orice vrei tu decât orice altă comunitate. Contraziceți-mă dacă puteți. Era face aceleași lucruri, nu știu dacă la același nivel, dar la noi, cel puțin în ultimul an, în ultimii ani, de când a băgat minerul să faci PP-uri și de la început cum am plecat cu buy level-ul, la buy level primeai PP-uri, la aia primeai PP-uri, la aia primeai PP-uri, la toate chestiile astea, deci toate chestiile astea au dus să nu mai bage lumea bani, ceea ce nu pot să zic neapărat că mă deranjează, dar nu atât de mult, pentru că am oferit posibilitatea ca lumea să-și ia orice vor fără să bage un leu, ok? Nu știu dacă sunt aceleași situații, nu știu dacă poți să compari, domnule. Însă, ziceați de noi că suntem pay to win, avem jante cu PP-uri și nu știu ce. Bine, bratelor, avem jante cu PP-uri. Ca mențiune, de astăzi, pe Bigut, serverul mare, cea mai mare prostie pe care am făcut-o cu serverul ăsta și vreau să-mi asum și pot doar să zic că îmi pare rău. Deci am văzut că toate serverele din jurul meu fac abonament la achiziționarea conturilor. Deși se obțin foarte ușor PP-urile și majoritatea, 95% din cei care și-au cumpărat upgrade-uri la conturi pe zile, pe serverul mare, cu PP-uri, au fost PP-uri obținute din joc. Deși puteai să câștigi și cont premium și VIP și toate astea din joc, foarte simplu. Sunt foarte puțini cei care au băgat bani pentru abonamentele respective, da? Repet, îmi pare rău, pentru asta, astăzi, începând de astăzi, sistemul e pus la punct, e terminat, astăzi băgăm update-ul, nu mai există upgrade-uri la conturi pe zile, nici pe serverul mare, cine și-a cumpărat măcar o dată până acum upgrade la cont, o să-și-l primească înapoi, deși noi am dat refund-urile, o să vă primiți account upgrade-urile înapoi cu toate beneficiile cu tot. Cea mai mare prostie pe care am făcut-o vreodată, am pierdut extrem de mult și nu înțeleg de ce am făcut-o, la momentul respectiv mi s-a părut o idee bună din cauza faptului că tot serverul avea premium, dar nu tată, lasă așa, dacă v-am obișnuit așa pe ușor, așa vă las în continuare. Pe OGB nici n-a fost vreodată, nici nu s-a pus vreodată problema de așa ceva de upgrade-uri la conturi cu puncte premium sau nu știu ce, pe zile și nu știu ce. Deși voi aveți, ok? Voi aveți, vă luați de mine că am jante cu 10 lei, dar la voi contul premium costă 75 de lei la început și după aia 50 de lei pe lună, adică o să fie peste 6 de lei, contul premium pe SAM peste 6 de lei pe an, dacă vrei să ți-l iei. Bro, nu merge, lasă victimizarea asta, nu merge. Ce o să zici? Că, a, dar la voi clanul e 25 de euro. A, să mor tu, oare prefer să dau 25 de euro pe un clan sau să dau 3 milioane pe 3 luni că, sau nu, 2 milioane pe 3 luni că mi-au cont premium? Pentru că toți aveau de toate pe PP-uri și așa mai departe. Asta ca să nu mai vorbim de faptul că și serverul de GTA 5 e în daună totală dacă intru pe aplicația. Nu putem să intrăm în subiectul ăsta. Nu putem să intrăm în subiectul ăsta, domnule. Nu e zona ta. Rămâi la apă mică. Eu n-am nimic cu nimeni, dar sau n-am nimic cu el, sau n-am nimic cu nimeni. Vin update mâine, azi sau mâine vin update monstru pe rage, v-am mai zis. Vorbe de genul ăsta. Bă, eu sunt asumat și vă spun, eu am ceva personal cu Radu. Nu-mi place că spune niște vorbe de genul ăsta. Bă, eu sunt asumat și vă spun, eu am ceva personal cu Radu. Nu-mi place că spune niște vorbe exagerate despre serverele lui. Că va fi țiplă, tată, vă merge parfum, tată, bine pus la punct. E cel mai bun server, o să vedeți. Noi o să livrăm ceva mult mai calitativ, vă dați seama. Păi nu știu cum poți să-ți asumi. Bun, e fair. Vorbe. Adică mi se pare ireal să spui așa ceva, pe ce te bazezi, zici că echipă lucrezi cu ea de la eSports, că nu știu. E fair, e părerea lui personală, are dreptul să mă judece, e ceea ce am zis în mediul online, e ceea ce am zis ca și creator de conținut, ca și deținător, fondator, promotor, ce vreți voi. E strict felul meu de a-mi face reclamă la server. Cine vrea să creadă, o să creadă, cine nu, nu. Exact ce vă explicam la început. Nu o să vin să zic că, bă, cred că serverul de la băieții de la Bizone
E șmecher rău cu aia, e mult, e bombă, e peste serverul nostru 100%. Dar să știți că deschidem și noi, dacă vreți, poate, așa cu botul pe la... Dacă vreți, vă jucați și la noi, nu știu ce. Bro, normal că e puiul meu, normal că îl pup în cur, normal că e cel mai șmecher server de pe planeta asta. E normal, nu că e al meu. Poate a tău e la fel pentru tine, dar poate nu vrei să zici asta, pentru că nu e tipul tău de promovare. Eu așa sunt, eu așa îmi promovez munca, pentru că știu cât am muncit. Poate e, aici e și diferența, poate eu m-am dedicat ceva mai mult și m-am chinuit mai mult și am implicat mai multe sentimente, de-aia simt să mi-l pup în cur atât de tare. Dar nu am de unde să știu exact. Bun, repet, hai să vorbim chestia asta cu Bizon, că voiam să o punem la punct. Repet, Bizonul la ora actuală mi se pare cel mai bine structurat server din multe puncte de vedere. Asta nu înseamnă că îmi și place, e o diferență. Cu cine crezi că lucrezi? Când te rovește realitatea și nici nu e țiplă serverul, nici nu merge parfum, nici nu e bine pus la punct, păi, poprești live-ul și via a doua zi și faci click. Nu știu. Am fost la curent cu tot ce s-a întâmplat. Am înțeles că ați mai avut și voi fel și fel de probleme. Am înțeles că aveți sistem de word, nu știu ce, dar n-aveți sistemul de clanși prea. Am înțeles că cumva pentru a aplica la leader sau helper ceva de genul ăsta a fost nevoie să pui alt cont, link-ul de la alte conturi de pe alte comunități ca să vedeți ce a fost, ce nu știu ce. Bro, la noi n-a fost așa. Eu am zis clar și concret de la început. Dacă vrei să aplici la funcție la noi, așa o să fie, nu mă interesează că ai fost cel mai mare dușman al meu, nu mă interesează că ai fost mama, nu mă interesează că ai fost tata, nu mă interesează că ai fost troller, nu mă interesează că acum 5 ani când te-ai jucat Samp pe Bihut sau acum 10 ani când te-ai jucat Samp pe Blue Bagged, te hate-uia toată lumea și înjurai pe toată lumea și nu știu ce, pentru că lumea se schimbă în timp, lumea se maturizează, de-aia toată lumea la noi începe de la zero, ok? Și n-ai nevoie de nu știu câte zeci de mii de ore, pentru că lumea mai muncește, lumea mai are treabă, lumea mai pleacă în concedii, nu o să fie așa, tata, o să fie o diferență. Dar, na, tu judeci numai ca să piști într-o lumină bună, fără să fii corect față de situație și față de mine și să te victimizezi puțin, că așa fac bărbați adevărați la aproape 30 de ani, nu? Clip, da, nu mi-a permis timpul să mă joc pe server. Bine, frate, îți deschizi server și n-ai timp de... Înțelegi ideea. O altă problemă ar fi că avem un singur scripter maxim 2 cu HPQ, din ce am înțeles, care trebuie să lucreze la SAMP, RAID și acum și la serverul de OG SAMP. Serverele nu sunt bine organizate, dar nu, se concentrează pe crearea unui nou server, cel de OG SAMP, în loc să mențină cele deja existente. Pentru cei ce nu știu, clipul acesta este făcut în urmă cu câteva luni. Să crească player base-ul pe ele, pentru că sunt pica mai iurea eu să vin să mă joc pe un server de 200 de player, alternativa să fi să mă joc pe alt server cu 200 de player și probabil o nouă alternativă va fi să mă joc pe unul cu 300 de player. Deci ia iurea. Cea mai bună experiență pe SAMP, cu toții știm, este că atunci când serverul are 1900. Bă, da, de acord, cea mai bună experiență. Acum dacă sunt 1000 și jumate zbușiți în creier, nu fac direcție către nimic, pentru că mă refer la stilul de joc. Dacă să ia enervant și nu știu ce, care te izbești și fac numai caterincă proastă și nu știu ce, bro, prefer să fii mai puțin. Deși și noi o să ne ridicăm, o să vedeți. Asta e ce-mi doresc, asta e, repet, iar îmi pup în cur situația și toate astea, eu îmi doresc, eu o să mă implic cât mai mult și o să dau cât mai mult și o să încerc să investesc cât mai mult timp și toate astea astfel încât să ridicăm. Eventurile sunt anunțate mai mari decât finala Champions League, dar în realitate sunt nimic. Publicul de pe Rage totuși pare că nu mai cade în această capcană după ce am vorbit. Clipul se numește OG Bigwood vs Classic Nefri pe SAMP. Ce treaba au eventurile de pe Rage? O să mă judeci din punct de vedere al că sunt fondator care a dat-o în bară și nu știu ce, bro. Ai răbdare, lucrurile se pun la punct, lucrurile se așterne, o să se așterne, însă să știi că a fost un real succes rolul ăsta de Rage, lumea cumva nu a apreciat până la capăt stilul RPG pe Rage, dar nu vorbim despre Rage. Cert este că muncim, o să ne dedicăm, o să dăm ce avem mai bun să facem asta, repet, în continuare cu aceiași colaboratori încă de la început. Asta e o chestie relevantă, cine vrea să înțeleagă e foarte bine. Cu ei și am observat și noi așa între timp, fiind mai matur decât cele pe SAMP, dar hei, pe SAMP anunț mari eventuri și scopii aia și săracii intră și zică mamă ce-o fi și văd că este același quest și... Oache, că ce prost ești tu, ce activ sunt eu, că eu am fost băia bună. Nu am făcut atunci pe nimeni prost. Atunci poate vei duce mai bine și poate serverul tău va ieși din 501 la ora asta și noi suntem 1000. Da, nu știu. Aici cu numărul de jucători e discutabil. Spor să crești serverul. Poate mai bagi tu un Rainbow, mai bagi tu un VIP. Nu, astfel de sisteme nu o să existe. Să faci tu ceva, să mai faci un clip în care spui că Oache e prost și îl pui în thumbnail ca să crească ție serverul. Ghișce, asta urmează, să-l pun în thumbnail, nu ca să crească clipul, ca să fie fair, pentru că eu încerc să fiu fair. Cel puțin asta am vrut în clipul de astăzi, să fiu fair, să balansăm puțin situațiile, nu o să zic că e prost, repet.
El m-a inspirat extrem de mult să pornesc la drum. În continuare am un respect extrem de mare pentru el, chiar dacă la un moment dat pe parcursul lui pe YouTube am pierdut șirul, pentru că s-a, nu numai cu mine, în general se atingea de niște lucruri cumva personale. Caterinca lui mi se părea învechită, am trecut peste, am văzut că nu mai este stilul meu, cumva e firesc, cum la fel doi oameni se pot despărți în urma maturizării, așa și eu am preferat să mă despart de canalul dânsului și de situațiile dânsului, din mai multe motive. Poate că am fost și atacați din gangul lui, poate că s-au încercat să ne sape, nu el personal, gangul, ok? Nu dau nume, nu știu ce, controlul de calitate a plecat din același gang, s-au încercat mai multe scheme, să ni se spargă serverul, să se facă clipuri, am fost înțepați, am fost flodați, am fost asta. Nu am dovezi reale și concrete pe care să vi le ofer. Poate le-am avut la momentul respectiv, poate am preferat să le ignor ca să încheiem orice fel de ceartă. Nu dau nume, nu zic nimic, asta e ce cred eu, că din gangul respectiv s-au făcut multe mișmașuri și multe problemuțe în jur în lumea sampului. Acum nu știu dacă a fost de bine sau de nu, dar boys, cam atât am avut să vă zic. Sper din suflet că n-am omis nimic. Îmi doresc din suflet, filmez 2 ore, îmi doresc din suflet să nu fac niciun cut. Nu știu cine se uită la un clip de o oră, dar consider că este cel mai onest și fair mod de a răspunde. Nu cu script, nu cu dragii mei, că m-am făcut bro și că mă atacă și nu știu ce. S-a mort tu, bro, ai 30 de ani, wake up. Wake up! Vă pup, fratele, vă mulțumesc, cine are ochi să vadă, vă pup din suflet, vă rog să nu vă duceți să dați cu niciun fel de hate, doar dacă aveți chestii bune de zis, vă instig să mergeți să le ziceți. Vă pup, fratele!